În cazul pacienților imobilizați la pat, alternarea zonelor comprimate între greutatea corpului și planul patului reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de evitare a apariției escarelor, răni ale pielii și, posibil, progresiv al structurilor subiacente. Acestea survin datorită opririi fluxului sanguin și în consecința aportului de oxigen și nutrienți prin pensarea vaselor zonale, datorită unei poziționări prelungite în aceeași postură. Bună ziua! Numele meu este George Spigon și sunt asistentul care vă va examina astăzi. Îmi puteți confirma numele dumneavoastră? Popescu Maria. Și data nașterii? 15 aprilie 1995. Mulțumesc! Vă voi ajuta să vă schimbați poziția în care stați în pat, să vă întoarceți pe o parte. Este o manevră care presupune ca inițial să îndepărtăm pernele din jurul dumneavoastră, să vă deplasăm ușor cu cerceaful spre o laterală a patului, iar apoi să vă repoziționăm culcat pe o parte. Apoi vom replasa pernele pentru a vă susține corespunzător noi poziții în pat. Nu tăiem, nu înțepăm nimic. O să vă rog să urmați instrucțiunile mele, pentru ca niciunul dintre noi să nu se rănească în cursul acestei manevre. Dacă simțiți vreun disconfort, să ne spuneți imediat ca să putem să facem ceea ce trebuie. Statul prelungit în pat vă poate agrava starea medicală. Pot apărea răni la nivelul zonelor corpului dumneavoastră care vă susțin greutatea la nivelul patului. Este important să reușiți această repoziționare. Am reușit să vă explic bine manevra? Ați dorit, poate dumneavoastră, să mă întrebați ceva referitor la manevra ce urmează să o efectuăm? Nu. Vă știți alergic la ceva? La produsele din cauciuc, cumva? Nu sunt probleme neurologice, ortopedice. Ca medicație nu luați sedative, antihistaminice, tranquilizante. Ați fost operat recent? Nu. Utilizați dispozitive ortopedice? Nu. Aveți acum dureri de piept? Nu. Probleme de respirație? Nu. Îmi spuneți, vă rog, care este greutatea dumneavoastră? 51 de kg. Pacienții supraponderali necesită mai mult de o persoană pentru asistența ambulației. Efectuăm procedura fie singuri, fie cu ajutorul unui coleg, fie mecanizat. Puteți să vă mișcați cu ușurință brațele, picioarele? Îmi arătați, vă rog? Mulțumesc! Să îndoiți genunchii? Coatele? Îmi arătați, vă rog? Mulțumesc! Câte zile aveți de când stați numai în pat? 10 zile. Vă simțiți slăbită? Nu. Fără forță? Nu. Puteți să vă schimbați poziția în pat fără ajutor? Da. Sau măcar să vă ridicați, să vă săltați puțin de pe saltea? Da. Strângeți-mă de degete, vă rog. Oferind degetele 2 și 3 ale mâinilor și apoi retrăgându-le din strânsoarea pumnilor pacientului, putem evalua existența unei eventuale asimetrii în forța musculară a pacientului. Pe care din brațe vă bazați mai bine? Pe dreptul. Aveți mai multă forță și pe care din picioare? Pe dreptul. Cât de slăbită vă simțiți? Vă doare ceva acum? Nu.
mergi spre pat și ridici la nivelul talii. Fără mânuși? A, scuze, da. Da, exact, să stai spre mânuși. A. Ok. Poziționarea picioarelor medicului sau asistentului medical. Unul, aproape de laterala patului, cu vârful degetelor orientate spre pacient, genunchiul flectat, talpa celuilalt picior orientată perpendicular pe talpa piciorului apropiat de pat, aceasta fiind situată la distanță de pat, genunchi în extensie. Prin priză cu ambele mâini, la nivelul capătului traversei dinspre medic sau asistentul medical, capăt pliat de 2-3 ori pentru a-i crește rezistența. Exercitarea asupra traversei a unei forțe de tragere în direcția medicului sau asistentului medical prin transferul greutății corpului de pe piciorul dinspre pat spre cel mai depărtat de pat, prin extensia genunchiului dinspre pat, concomitent cu flexia celuilalt. Poziționarea picioarelor medicului sau asistentului medical, unul aproape de laterala patului, cu vârful degetelor orientate spre pacient, genunchiul flectat, talpa celuilalt picior orientată perpendicular pe talpa piciorului apropiat de pat, aceasta fiind situată la distanță de pat, genunchi în extensie. Prin priză, cu câte o mână la nivelul pacientului, umăr, respectiv șold, controlateral.
Exercitarea unei forțe de tragere în direcția medicului sau asistentului medical prin transferul greutății corpului de pe piciorul dinspre pat spre cel mai depărtat de pat, prin extensia genunchiului dinspre pat, concomitent cu flexia celuilalt, cu rotirea pacientului pe o parte, cu fața spre medicul sau asistentul medical ce efectuează procedura, este astfel facilitată o cât mai bună amplitudine a mișcărilor respiratorii, evitându-se și rotația internă și aducția umărului, ce ar putea cauza limitări funcționale ulterioare la nivelul acestuia. Aici aveți obiectele dumneavoastră personale, telefonul, ochelarii, tot ce aveți nevoie, să fie cât mai aproape. Pentru moment am terminat procedura, voi reveni la dumneavoastră peste 30 de minute să vedem dacă totul este în regulă. Mulțumesc!